da. Aștept doar un semn că vrei să iubești tot ce-ți dorești. Un cadou mi-ar spune cine ești. Vom ști numai noi. Poate fetele astea pe care vrei să le combini prima dată se uită dacă ai haine și mașini. Spune ce ar trebui să facă azi băiatul tău să fie sigur că tu o să fii doar cu el mereu. Am trecut de vârsta care îți dă voie la prostii. Îmi place să mă îmbrac altfel în fiecare zi. Hainele toate bineînțeles de firmă știi. Dar la banii care-i fac aș vrea să am ce investi. Mașina următorul lucru care contează. O să fiu sincer cu tine tot ce te interesează. Nu sunt opțiunile poate doar firma de pe ea. Și să fie foarte mare parcă te pună cu ea. Nu fac greșeala să îmi iau șofer. Poate o să crezi că e mașina lui și o să vrei cu el. Nu vreau să mint pe nimeni și mai ales pe mine. Știu sigur doar un lucru, vreau să am ceva cu tine. Cum facem să îți petreci cu mine nopțile? Sunt curios câte fete se combină să vină cu un băiat care nu are o vilă mare cu piscină. Frumoasă, îmi pare rău, dar asta e. Nu am cabană la munte și nici chef de hotel la mare. Și pot să-mi faci în fiecare seară un masaj. Asta nu-ți dă voie să îmi cheltui banii prin oraș. Aș putea să fiu la orice mis organizator. Dar sunt realist mai mult decât sunt visător. Am cunoscut deja destule fete foarte frumoase, încât să mă gândesc acum la ceva lucruri serioase. Ca să fii cu mine nu cred că vrei neapărat case luxoase, multă mătase neagră în pat. Eu nu am prea multe, dar câte le am le merit. Gândește-te la mine, nu la cartea mea de credit. Întreabă de ce stau mai în spate. Conduc mașini cu numele meu pe acte. Dacă mă întreb de unde sunt, din ce cartier, nu am ce să-ți răspund, m-am mutat de mult din el. Bani am exact atât cât să fie bine. Nu cred că m-ai privit de la început numai pe mine. Poate trebuia să îți răspund de mult la întrebare. Sunt curios dacă acum mă placi mai mult. Oare? Probabil că da, pentru că-mi place să-mi bag banii în mașina mea. Yo, 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 yo. Special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Noroc, am 260 de cai să mă întorc. Clasic ca un BMW din 90 torc. Admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică. Încă de mic mi-am dorit ceva special, cum să explic?
Ai un Passat, știu, 2003 știu. V6 TDI cu tot ce vrei pe el știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca a ta. Parcă ați fute toți aceiași pizdă, nu te supăra. Frate, dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat umflat vibrând. Sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată la volan vreo fată, măi tată. Hai, las-o-n pula mea, că nu se mai poate așa. Ai bani să-ți cumperi un S, dar nu ai bani s-o faci a ta. Niște spoilere și alte accesorii, dă-i o vopsea galbe sau ceva și mai excentric, ala America. Curcubeu, cameleon sau cum vrei tu să-i zici, în ton cu orice sezon. Portocaliu, violet, verde aprins, perlat. M-a stresat în pula mea, atâta gri metalizat. Pune-i roți, Mark, BBS, Santera sau niște croame garantate să-ți fure privirea. Elegant fântează-le pe obstacole și-a dă încet, că graba strică orice efect. Zi tovară și-n mașină și cu bași în port bagaj. Ne remarci repede în peisaj. Rutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Zi tovară și-n mașină și cu bași în port bagaj. Ne remarci repede în peisaj. Rutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Luxuriant, fără îndoială, extravagant, reconfortant și în același timp impresionant, șocant. Fanaticii spun că e relevant, că până și cei neinteresați găsesc interesant un tank. Vopsit albastru și perlat cu negru, nu ard în turmă, dar vreau să rămân integru. Și ca să fiu mai aproape de străzi și cartier, o să-l cobor vreo câțiva centimetri lejer. Caroserie unicat, nimic cromat, în afară de roți, 18 inși constat. Că scoți ochii din cap, nu poți să crezi că ai dat ca toți bani pe căcat de roți. Te-au cam lucrat, socoți. Supraponderal sunt, îmi plac mașinile mari. Temperamental sunt, îmi plac contrastele tari. Prezidențial pentru o impresie totală. O să-mi fac pe comandă interior din piele albă. Extraterestru sub scaune neon albastru. Modificat masiv în spațiu ca să încapă numai 4. Pentru că tancul se transformă în avion, când pe bancheta din spate posta doar 2 beton. Pe final precizez despre cum o să auzi și pe unde poți să vezi DVD normal, niște ecrane în tetiere, ca să nu poți să spui că nu e o plăcere. Vreo 4000 de vas putere, pentru că cine știe știe și cine știe cere. Asta-i tot, ne vedem pe străzi. Te lasă, îți combin mașina cu ce crezi. Cu tovară și-n mașină și cu bași în port bagaj. Ne remarci repede în peisaj. Rutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Cu tovară și-n mașină și cu bași în port bagaj. Ne remarci repede în peisaj. Rutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Tulburătoare ca o păgână, impunătoare ca o stăpână.